O fetiță de doar un an și 5 luni a fost transportată cu ambulanțe SMURD de la un spital din capitală la un spital din România pentru o intervenție chirurgicală. Totul s-a întâmplat în seara zilei de miercuri, după ce părinții fetiței au solicitat ajutorul medicilor. Copila a fost dusă la Spitalul pentru Copii Valentin Ignatenco, acolo unde medicii au decis că are nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență, în urma unor complicații suferite la creier. Responsabilii au solicitat ajutorul colegilor de la SMURD care au preluat-o pe fetiță. Salvatorii au ajuns în siguranță la București. Se întâmplă la doar două zile de la o altă intervenție a paramedicilor români în țara noastră. O femeie de 27 de ani care suferea de o boală cronică a fost transportată la București, acolo unde deja a suferit o intervenție chirurgicală.